Lucrurile pe care trebuie să le cunoască un om sunt acestea. În primul rând, faptul că Dumnezeu te iubește și Dumnezeu a pus o valoare deosebită în tine. Pentru că te a creat după chipul și asemănarea Lui și pentru că Fiul său, Iisus Hristos, a ales să moară pentru tine în locul tău și din cauza ta. De aceea trebuie să știi că ai valoare, indiferent de valoarea pe care oamenii spun că tu o ai sau nu o ai. Există cineva cu adevărat îndreptățit să-ți spună, tu ai valoare, eu te iubesc.